Bună dimineața, Facebook și imediat bună dimineața și Instagram. Ca să vedem cum fac. Cum fac să ajung, pentru că din nou, datorită modului în care și stați să vedem cum fac să intru și pe Instagram live. Acest vânt care nu ne sprijină astăzi. Ha! Și gata. S-a aproape gata. Aproape gata, gata. Live și pe Instagram, live și pe Facebook. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să ne vedem în ziua 3. Bună dimineața, Andra, Cristina. Am văzut că videourile se văd ușor mișcate, pentru că, hei, mă mișc și mai bate și vântul. O să-mi updatez tehnica. Bună, Cristina! Bună, Elena, pe Instagram! Bună dimineața! 6 zile despre 6 luni de oameni mari. Astăzi suntem în ziua 3 și în drum spre locul acesta în care m-am instalat. În parcul Pantelimon, unde fac veacul de dimineața până la 12, când iese minunea de la școală. Bună, Alina, pe Alina Eremia pe Insta, bună, Alina Cringuș pe Facebook. Mă aud bine? Am plecat din mașină cu o singură cască și am zis nu mă mai întorc pentru că nu mai am timp să fac și live-ul și să ajung și în ședință. Însă o să vorbesc mai tare, ceea ce pentru mine este... Nu este un lucru foarte obișnuit. Fac cursuri de canto, de fapt, ca să-mi dezvolt dicția. Și asta a fost și concluzia profei, că vorbesc... Așa vorbesc. So, o să vorbesc mai tare, ca să mă asigur că mă aud bine. Și aș vrea să-mi confirmați că se aude bine și că se înțelege ceea ce spun. Ca să nu vorbesc așa, nu știu... 15-20 de minute și apoi să zic nu mi-a mers. Mai ales pe Instagram, că pe Facebook am căscuța. So, hai să vedem. Ziua 3, despre luna relațiilor. Ha! Vă spuneam că veneam pe drum spre locul ăsta de unde filmez și mă gândeam, Doamne, de unde încep? Doamne, de unde încep? Zi-mi tu de unde încep? Ștefania, mă văd și mă aud perfect. Super! Mulțumesc mult! Mulțumesc, Cristina, și ție pentru confirmare. Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, Ștefania Iorgulescu! Bună dimineața, Georgiana Georgescu! Super, Alina! Mulțumesc foarte mult pentru confirmare. So, vă ziceam că întrebam, Doamne, spune-mi ce vorbesc despre luna asta relațiilor, adică ce vorbesc, adică de unde încep și cum fac să spun ceva care să fie relevant pentru oameni și să fie de folos pentru oameni într-un timp atât de scurt. Pentru că, după ce în prima lună îți iei la mână relația cu tine, de acolo de unde pornesc cornul abundenței, da? Cornul abundenței relațiilor, pornește, izvorăște din relația cu tine, evident. De aceea, pentru relația cu tine avem dedicată o întreagă lună. În ceea ce privește luna relațiilor, luna 3 din oameni mari, aici ce facem? Aici ne luăm la mână și la puricat relațiile imediate. Da? Și ca să nu ne bălăcim într-un spectru foarte larg de relații, le-am pus așa într-un fel pe categorii. Și în principiul luna 3 ce facem foarte mult? Muncim foarte mult la propriu. Cred că e luna cea mai muncită din oameni mari. Muncim la propriu pe familia din care venim și familia în care ne regăsim. Pentru că majoritatea oamenilor din audiența mea și majoritatea oamenilor cu care lucrez sunt oameni care și-au realizat o familie, au realizat o profesie, o carieră. Deci, majoritatea care au copii, pentru că nu e așa, foarte, foarte multe dintre voi mă cunoașteți de cazâna înțărcării și de la înțărcare, de acolo pleacă călătoria noastră împreună spre oameni mari și, practic, cum spuneam, luna a treia, luna relațiilor, cuvântul
relația cu vântul, bine că am o rochiță pe mine, super, și vântul bate, perfect, stați să-mi aranjez așa un pic, să-mi zboare de pe mine, perfect. So, luna relațiilor, cea mai muncită lună din oameni mari, pentru că aici este de muncă. Este de muncă de ce? Pentru că curățăm, eliberăm, dăm la o parte tot ceea ce ne împiedică să ne integrăm părinții. Să ne integrăm părinții care ne-au născut, care ne-au dat viață, care ne-au crescut și să ne integrăm și părinții dobândiți prin căsătorie. Da? Pentru că tot părinți sunt și ei. Da? Și nu e așa? E bine cât de cât cu părinții dobândiți prin căsătorie până vine primul copil. Și atunci, wow! De ce? Pentru că atunci când apare un nepoțel, bunicii sunt băgați într-o regresie psihologică la vârsta la care ei au devenit părinți și încep să aibă un comportament complet diferit, pe de o parte, pe de altă parte, familia din care venim și familia în care ne regăsim, da? Indiferent că unii beneficiază de mai multe familii, nu dăm nume, persoane importante, familiile astea care ne înconjoară ne aduc cele mai importante daruri, ne aduc cele mai importante lecții pentru a străluci în plenătatea luminii care suntem. Și de aceea devin așa de incomode relațiile astea, da? Relația cu părinții și relația cu socrii. Da? Relații și în primul rând lucrăm pe relațiile astea, pentru că este super important. Practic luna relațiilor e despre asta, pentru că odată ce ți-ai integrat familia, nu vei mai căuta în prieteni mamă, nu vei mai căuta în prieteni energie de tată, nu vei mai căuta în prieteni energie de validare. Da? Pentru că odată ce ți-ai integrat familia din care vii și familia în care te găsești, nu mai cauți validare în exterior și poți să ai niște prietenii curate, lipsite de energia asta de mamă, de frate, de soră, de tot ce ți-a lipsit din familia ta sau tot ce îți lipsește încă din familia ta. Și de asemenea, bună Alina, bună Adelina, bună Valentina, Nicoleta, bună pe Facebook aici, cine a mai venit, Georgiana pe Instagram, Lilia Dari, hei! So, după ce îți faci curățenie pe ceea ce înseamnă familie, încep să înțelegi ce sunt aia prieteni și cum să-ți faci prieteni și cum să ai niște relații sănătoase cu prietenii și cum să înțelegi, e o vorbă care mie îmi place foarte mult și o spun des, prietenii nu se adună la pensie. Da? Deci prietenii sunt oameni care vin și stau o perioadă în viața ta, în momentul în care tu te-ai schimbat, în momentul în care tu ți-ai schimbat prioritățile, vezi atunci când devii mamă și dispare majoritatea pleiadei de prieteni de până atunci, în momentul în care intri într-o relație de prietenie și te-ai schimbat, s-a întâmplat o schimbare în tine, prietenia, persoanele respective care sunt prietene cu tine, fie se schimbă, fie îți respectă călătoria. Și în felul ăsta rămâneți prieteni. Dacă călătoria nu îți este respectată, bine, și tu la rândul tău, pentru că asta cu respecta călătoria este un punct important din luna relațiilor din oameni mari, în momentul în care prietenii pe care îți respectă călătoria și îți onorează călătoria și tu îți vezi de treaba ta, adică nu începi să faci dezvoltare personală și după aceea te transformi în martorii lui Jehova și le explici tuturor cât de fraier sunt și cât nu se prind ei de niște lucruri, bineînțeles că nu o faci așa. O faci, bă, ia citește asta să vezi ce tare, dar în momentul ăla practic nu faci altceva decât să te bagi în călătoria omului și atunci când te bagi pe liberul arbitru, hai că reușesc să și vorbesc până la urmă, când te bagi pe liberul arbitru al celor din jurul tău, atunci ți-o iei. Ți-o iei de fiecare dată. În luna relațiilor, ca să nu ți-o mai iei, înveți despre ceea ce înseamnă să fii salvator. Și, na, toți suntem salvatori, toți am fost salvatori, toți avem de tras ponoasele
salvării celorlalți. De ce? Nu pentru că gestul tău nu a fost un gest nobil și de apreciat sau de real ajutor persoanei respective, ci pentru că energia din care ai făcut-o a fost una de superioritate. Indiferent dacă e vorba despre superioritate intelectuală sau financiară sau de poziție socială, pur și simplu. Da? Și atunci, în luna asta a treia de relații, Andreea mi-a dat un mesaj, ok. Alina a pus un coment. Când am devenit mamă, Alina Cringuș, când am devenit mamă, toți s-au fumat, să zic așa. De 5 luni de când fac network marketing, nu-i mai găsesc nici pe Facebook. Așa, bun. Da, atunci când devii părinte și ceilalți din jurul tău nu sunt părinți sau sunt părinți, dar au și ei familia lor și copiii lor și așa, atunci timpul pe care îl petrecem cu prietenii se micșorează. Într-un fel organic, pentru că o să vezi că deși au fost foarte buni prieteni înainte să fiți părinți, ca părinți, sigur că da, acest gând minunat, ca părinți veți descoperi poate că nu aveți... Nu mai aveți același interese și că zona, limita de toleranță în ceea ce privește viața pe care o aveți, viața nouă pe care o aveți acum, nu mai rezonați, da? Nu mai rulați pe aceeași frecvență. Și atunci e foarte important să înțelegi conceptul ăsta de salvator și cum să te raportezi la el și cum să-ți asumi responsabilitatea pentru dățile în care ai fost salvator. Se întâmplă tot timpul și uneori poți să nici nu-ți dai seama. Și de asta e foarte important să știi ceea ce ai nevoie să știi, instrumentele cu care să lucrezi și să îți lucrezi relațiile din viața ta, astfel încât nevoia de a salva, și aici aș putea adăuga cu forța pe cineva, să nu mai existe. Să înveți să onorezi călătoria celorlalți. Alina, ai scris tu aici că de când am devenit mamă, așa, și de când fac network marketing, nu-i mai găsesc nici pe Facebook. Asta cu network marketingul sau cu afacerile în general. Afacerile nu se fac cu familia și nu se fac cu prietenii. Da? Deși știu că network marketing se face, asta am făcut și eu network marketing acum cu niște mulți ani în urmă. Și asta spun, că să încep cu cercul din jurul tău, însă este o mișcare de marketing nu prea inspirată pentru că ți afectează relațiile. Fă tu business-ul tău pe care îl faci, indiferent că e network marketing sau că e orice altceva, fă-l tu să fie de super succes și apoi lasă-i să vină să te întrebe. Da? Indiferent ce afacere faci, că e network marketing sau e pur și simplu o afacere pe cont propriu, salvatorul prietenei, Gabi Colța, salvatorul prietenei planetei, mare consum de energie. Da, draga mea, și eu tot salvatorul planetei am fost. Am salvat tot ce am salvat și mi-am luat o freză de la toată lumea, pentru că atunci când acționezi din salvator, practic tu ești la un nivel, da? Tu ești aici unde este degetul meu arătător, că nu am două mâini pentru că îmi țin sistemul de filmat cu una. Da? Atunci când acționezi din salvator, tu ești undeva aici și persoana cealaltă e undeva aici. Adică tu știi, poți, ai, faci ceva ce ăsta nu știe, nu poate, nu are. Și o să îți ia ajutorul pe care tu îl dai. Dar imediat ce ajunge pe nivelul tău, îți dă peste ochi. So, asta e treaba cu salvatorul, asta e treaba cu network marketingul și cu businessul în general. Afacerile, antreprenoriatul nu se face cu familia și cu prietenii. Familia și prietenii au rolul lor de familie și de prieteni. Și dacă vrei să faci ceva bun pentru ei, excelează în ceea ce faci, astfel încât ei să vină spre tine. Ăsta este și modul în care, vorbind de prieteni și de onorat călătoria, mă gândeam când vorbeam despre asta la o prietenă foarte bună de-a mea, din liceu, cu care, Doamne, au trecut 20 și ceva de ani, dar când ne întâlnim râdem ca atunci când eram în liceu, deci într-un mare, mare fel, deci când nu s-a schimbat nimic. Bună dimineața, Delia! Bună dimineața, Loredana! Bună dimineața, GeoMeToo! De pe Instagram. So, mă gândeam la fata asta care e absolut minunată, nu are absolut nicio legătură cu lumea în care
sunt eu acum sau în care am fost, pentru că ea a rămas în orașul din care noi suntem și are o afacere acolo și e ok, e foarte ok, nu a fost nevoie să plece. Eu am plecat din oraș, am fost prin fel de fel de niveluri de conștiință și fel de fel de experiențe de viață și de fiecare dată când vorbeam cu ea nu mă simțeam în niciun fel nici judecată, nici văzută într-un fel sau în altul sau nu știu ce. Noi râdem exact atunci când eram în liceu. Prietenia noastră a rămas la nivelul ăla și asta pentru că mi-a respectat călătoria. Întotdeauna mi-a respectat călătoria și de asemenea și eu i-am respectat-o ei. Pentru că fiecare a ales ce avea de ales, fiecare a avut șansele pe care le-a avut și n-are nicio treabă viața pe care o avem cu prietenia noastră. Și asta a făcut ca prietenia să rămână și după 20 și ceva de ani. Iar prietenii pe care îi am și acum, pentru că evident, când am devenit mamă s-au curățat o grămadă, când am divorțat s-au curățat altă grămadă, când am ieșit din homeless, din survival mode și am început să am succes și am început să am un public și am început să am agenda plină, practic, s-a mai dus un val. Însă prietenii care sunt și care au rămas și care rămân în general sunt cei care îți onorează călătoria, cei care nu te judecă și nu-i judeci, indiferent de ceea ce faci. Chiar dacă îți știi toate dedesubturile, da? Și ei știu toți scheleții din dulapul tău și tu știi toți scheleții din dulapul lor, îi vezi pentru ceea ce sunt, perfect și desăvârșiți, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu pe toți și nu altfel. Dacă îi vezi altfel, înseamnă că ai o așteptare de la ei. Ai un atașament. Dacă ei te văd altfel, la fel și ei au un atașament și niște așteptări de la tine, care în momentul în care tu nu mai prestezi sau ei nu mai prestează, te superi sau se supără. Și atunci e super important, super, super important să-ți integrezi, să înveți să-ți integrezi familia. Și integratul ăsta al familiei, al familiilor, nu se întâmplă așa. Nu e ca un switch. Da? E o muncă continuă și constantă. La fiecare nivel la care ajungi, pentru că pentru fiecare nivel există un alt nivel, tot viața ta o iei la puricat. Din alte perspective, din niște perspective mai profunde și mai profunde și mai profunde. Dar viața ta și etapele prin care ai trecut sunt cele care sunt locurile în care se regăsesc toate darurile de care ai nevoie ca să treci la toate nivelurile din viața ta. De aceea Oameni Mari e făcut în așa fel încât în fiecare lună ai caietul de teme, ai meditația, ai ședințele de curs cu care rămâi și după ce se termină Oameni Mari. Adică dacă ai o poveste pe relații, ai ceva acolo pe relații, nu e tocmai așa cum ți-ai fi dorit să fie, te duci la luna relațiilor, te uiți la cursuri, pentru că în momentul în care te uiți la ședințele de curs, din perspectiva experienței pe care o trăiești, o să vezi altceva, o să înțelegi altceva, îți faci temele, îți faci meditația și o să vezi că relațiile nu mai sunt o treabă din asta așa super imposibilă, da? Super imposibilă. Și se întâmplă minuni. Deci vă spun, cu munca pe care am făcut-o, cu munca pe care vă învăț și pe voi să o faceți în Oameni Mari, se întâmplă minuni. Efectiv, minuni. Și eu, ca toată lumea, am avut relația mea cu familia mea și a fost o călătorie foarte, foarte interesantă și atipică, ai putea să spui. Însă, o să afli despre asta în luna relațiilor, însă, aseară am vorbit cu fratele meu la telefon, mama m-a sunat luni după primul live și a zis: mama, ce frumoasă ești și ce frumos ai vorbit și toate astea. Se întâmplă efectiv minuni, nu am cum să explic altfel. Dar asta se întâmplă după ce faci munca cu tine, după ce înțelegi să onorezi și să respecti călătoria altora, după ce te oprești din a mai aștepta ca ceilalți să-ți facă și să-ți dreagă, ca ceilalți să-ți dea, să-ți, nu știu ce, să-ți chestii, trestii, balamale, după ce te oprești din a judeca și din a discuta pe toată lumea că ăla mi-a făcut și ăla nu mi-a făcut, sau mai știu eu ce, pentru că în momentul în care te oprești din demență, poți să vezi ce ai acolo.
poți să vezi cum toate lucrurile care s-au întâmplat și toate rolurile pe care oamenii din viața ta apropiați le-au jucat în viața ta au fost pentru ca tu să ajungi la versiunea ta cea mai înaltă și nu să te superi și să te dai cu fundul de pământ ani de zile. Da? Cu multe mame lucrez și e râd că la un moment dat zic, băi, mamele care ajung să lucreze cu mine pe oameni mari prima și prima dată le împrietenesc cu soacrele. Adică, serios. Pentru că atunci când ești rănit, nu accepți ajutor. Deși ai. Dar dacă nu spui cu subiect și predicat, ești, atunci când ești rănit și când încărcătura pe relații este mare, 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 practic aștepți ca celălalt să inițieze ceva ce nici tu nu ai articulat. Indiferent că e vorba de relația cu părinții, indiferent că e vorba de relația cu prietenii, indiferent dacă e vorba de relația de cuplu. Te aștepți ca celălalt să facă ceva la care tu nici măcar nu te-ai gândit clar ca să știi ce vrei. Da? Deci celălalt ar trebui să viseze ceea ce tu vrei, fără ca tu măcar să fii pus minimul de energie să definești ceea ce ai nevoie. Iar atunci când ai nevoie de orice, asta a fost strategia mea la care am ajuns cu toată munca pe care am făcut-o cu mine și cu toți oamenii cu care am tot interacționat și tot interacționez și cea mai scurtă, poate uneori dureroasă, dar hei, de ambele părți, cea mai scurtă și sinceră călătorie de prietenie este aia de prietenie sau de relație în general, este aia în care spui cu subiect și predicat. Am nevoie să. Am nevoie să facem asta. Am nevoie să nu mai discutăm lucruri de genul ăsta. Am nevoie să îți respect opinia. Am avut o situație în care la începuturile mele, când totul părea așa ceva super bizoteric și nu știu ce, acum 5 ani, oricum discuțiile astea erau mai pe sub mână, așa, și am avut o situație în care o prietenă mă tot călca pe coadă, tot dădea cu noroi în ceea ce eu făceam, în ceea ce eu munceam din greu să construiesc și i-am spus odată, i-am spus de două ori, bă, nu, hai să vorbim despre unghii și despre haine și despre pantofi, like, really, hai să vorbim despre prietenia noastră și nu despre ce fac eu, pentru că mă deranjează când nici măcar nu-ți dea interesul să vezi exact despre ce vorbesc. Nu faci nimic, habar nu ai lucrat cu lucrurile cu care eu lucrez și dar doar dai cu noroi. Și am zis odată, am zis de două ori, am zis de trei ori și după aceea am spus, nouă, prietenia noastră s-a terminat pentru că s-a terminat. Cu subiect și predicat. Da? Exact așa am și relația mea de cuplu, relația mea pe care o am cu soțul meu, are la bază tot comunicare. Vai și cât ne-am mai învârtit după fel de fel de programe, după fel de fel de programări, de așteptări, de stereotipuri, de fel de fel de chestii, vreo aproape 4 ani de zile. Însă, pentru că ne plăcea foarte, foarte tare să fim acolo unul pentru celălalt și să învățăm unul despre celălalt și să ne respectăm indiferent de părerea pe care o aveam, exact așa am ajuns să putem să discutăm, pentru că o relație este o relație, indiferent cât de mare e prietenia dintre voi, da? O relație de cuplu, indiferent cât de mare e prietenia dintre voi, indiferent de cât de comune sunt interesele pe care le aveți, n-ai cum să nu ți se pară ceva, să nu vezi ceva, să nu știu ce. Și cum spuneam, cu fiecare nivel la care treci, îți iei la mână relațiile. Da? Atunci când ai o schimbare mare în viața ta, o să vezi că începe să pare că scârție tot. Dar pare că scârție. Tu doar ai de lăsat straturi și straturi de lucruri care te țin din a fi cu adevărat fericit, care te țin din a îi face fericiți pe ceilalți, fără să le bagi fericirea pe gât, fericirea ta pe gât, da? Fără să, cum spuneam, fără să te transformi în martorii lui Jehova sau să dintr-o dată să le explici tu cum e viața de simplă și de frumoasă și de minunată, când nu te-a întrebat nimeni cu subiect și predicat, nu te-a întrebat nimeni nimic, nu răspunzi, nu te bagi în discuție. So, cam asta despre, foarte, foarte pe scurt, de asta spun că sunt foarte multe lucruri
de spus și e un subiect super stufos, așa cum spuneam, e subiectul cu cele mai multe teme din oameni mari, e luna cu cele mai multe teme din oameni mari și cred că și luna cea mai folosită după. Cred că instrumentele din luna asta sunt cele mai folosite după. Așa că atât pentru astăzi, ne vedem mâine cu luna sufletului. Este diferit, abia aștept să văd ce o să vorbesc mâine despre luna sufletului, pentru că sufletul e o chestie care despre care nu prea cuvintele sunt cam sărace să se apropie de a descrie, dar chiar și așa o să încerc să pictez o imagine despre ceea ce se întâmplă în luna sufletului mâine. So, atât pentru astăzi, în contextul în care îți dorești să afli informații despre programul Oameni Mari care începe la 1 iunie, dă-mi un mesaj pe Insta, pe pagină, pe Facebook, îți răspund imediat ce termin ședințele, dacă sunt în ședință și de asemenea școala de vară Oameni Mari are câteva locuri, la fix termin că încep să tundă iarba, școala de vară Oameni Mari are câteva locuri pentru oameni care nu au fost în Oameni Mari și ne vedem fix mâine. Sper că ți-ai luat ceva valoare de aici, din ce am vorbit eu astăzi. Mi-ar plăcea să-mi spui dacă te-am inspirat sau dacă ți-am trezit curiozitatea. Cam atât. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag. La revedere, o zi frumoasă!